fost odată ca niciodată un cocoș pintenat care s-a însurat cu o găină frumoasă și harnică. Aceștia aveau un puișor pe care l-au botezat simplu, Piu. Era harnic și el și vesel, asta până când a apărut pe lume fratele său pe care părinții îl botezară cel mai frumos puișor din lume. Se pare că țineau mai mult la fratele său decât la el, iar Piu era trist din această cauză. În plus, se mai abătu un ghinion asupra lui. Toate treburile din gospodărie le făcea el, căci celorlalte orătănii le era mai simplu să-l cheme pe el decât pe fratele său, cel mai frumos puișor din lume. Dar iată că într-o zi, Coana Vulpe se abătu pe la gospodării și zărindu-l pe Piu, încercă să-l înhațe. Găina văzu însă și strigă de grabă, Piu e în pericol, săriți cu toții să-l ajutăm! Auzind-o, toți alergară în salvarea puișorului cel cu minte și harnic, iar acesta scăpă cu bine. Vulpea o luă la goană spre pădure, dar cu gândul să revină cât de repede. Într-adevăr, a doua zi se prezentă la portiță și zărindu-l pe fratele lui Piu, porni în urmărirea lui. Găina zări vulpea și de această dată și dădu să strige, cel mai frumos puișor din lume e în pericol! Dar nici nu apucă să rostească jumătate din numele puiului său, că vulpea îl și înghiți. Astfel, numele îi aduse ghinion bietului pui, pentru că orătăniile așteptau să vadă ce anunță găina și abia apoi au sărit în ajutor, iar vulpea deja plecase să... Ooh.